Marea bărbatului atacat de o haită de câini la începutul acestei săptămâni în incinta preparației Curoiești s-a îmbunătățit considerabil și se poate întoarce acasă. Am aflat ieri că la Spitalul Județean Timișoara i-a fost reconstruită urechea, omul se află în stare bună, parte din răni au fost rezolvate, numai omul nu suferă atât de mult. A ajuns între timp și serul de care avea nevoie pentru a putea să facă procedura medicală mai departe. Acum este în condiții bune și dacă lucrurile merg bine, am înțeles că astăzi cred că o să fie dat drumul acasă. Deci, din punctul acesta de vedere, lucrurile stau bine. Un angajat al complexului energetic Hunedoara a fost atacat în timpul serviciului de o haită de câini și a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Timișoara. Incidentul a stârnit numeroase reacții în spațiul public între iubitorii de animale și cei care consideră că maidanezii reprezintă un pericol pentru cetățeni. Consiliul Județean Hunedoara a făcut demersuri încă de anul trecut pentru a intra în posesia clădirilor aflate în perimetrul fostei exploatări miniere de la Petrila. Lucrurile nu au putut fi soluționate la momentul respectiv pentru că fostul ministru al energiei a demisionat. La începutul anului, Forul Județean a făcut o nouă adresă, însă fără rezultat. Liberalii susțin că dacă ar fi existat într-adevăr dorință, Consiliul Județean ar fi putut prelua activele minei Petrila. Dacă doreau, puteau să o cumpere de mult. Da. Dar suntem în aceeași fază care o spune Adi. Vrem, dar nu se poate, nu se mai poate. Trebuie o semnătură. Dacă vroiau cu adevărat să o facă, era gata rezolvată. Este momentul. Eu știu că deocamdată director general al societății de închideri de mine este fostul președinte PSD al Petrilei. Să se ducă să le rezolve. La mine, personal, n-a venit nimeni, nici de la Consiliul Județean, nici de la Societatea de Închidere de mine, să spună: domnul deputat, haideți cu mine la guvern, la Orban, ca să rezolvăm problema. Perimetrul fostei mine Petrila a fost scos la licitație încă din toamna anului trecut de către Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului, fiind estimat la 2,1 milioane de lei. Consiliul Județean Hunedoara argumenta la momentul respectiv că nu poate intra în cursa pentru licitație, întrucât la Ministerul Energiei nu exista ministru, iar ei nu puteau realiza în timp util modificarea planului de investiții pentru a cuprinde și acest obiectiv. Drumurile județene hunedorene vor fi primele drumuri cartografiate din țară. La începutul lunii decembrie, firma Imagine din Craiova a semnat un contract cu Consiliul Județean Hunedoara, prin care se angaja în realizarea acestei operațiuni. Vremea nefavorabilă a împiedicat realizarea inventarierii arterelor rutiere județene, însă atunci când condițiile meteo vor permite, se va relua procedura. Informaticianul nostru a preluat toate datele care au fost pentru cei 350 de kilometri și suntem în situația în care continuăm. Nu am dat drumul fiindcă acum a fost, ba a plouat, ba a fost vremerea, dar cum vremea se face bună, demarăm procedura aceasta pentru inventarierea tuturor drumurilor din județul Hunedoara. Știți că avem peste 1350 de kilometri de drumuri județene. Scopul monitorizării drumurilor este acela de a aduce la cunoștința Consiliului Județean Hunedoara starea actuală a infrastructurii rutiere. De asemenea, prin această măsură se vor facilita intervențiile mai rapide ale autorităților în cazul producerii unor evenimente neplăcute sau în cazul apariției unor neconformități ale tronsoanelor rutiere. Complexul energetic Hunedoara se confruntă cu o lipsă de personal ca urmare a numărului de pensionări, dar și a plecărilor din sistem produse în ultima perioadă. Totuși, în momentul de față, nu se pot face angajări din cauza situației delicate produse de intrarea în insolvență a societății. La subunitățile miniere, la subunitățile energetice, este nevoie de forță de muncă. Dar societatea noastră este în insolvență și este o procedură ca să poți să faci angajări. Pentru asta trebuie ca administratorul judiciar, care nu sunt eu, administratorul judiciar trebuie să-și dea acordul
ca aceste angajări să se facă. Trebuie să purtăm o discuție și cu domnul ministru ca să explicăm necesitatea pe care noi avem, pentru că sunt oameni care iasă la pensie, pentru că sunt oameni care pleacă din sistem și rămân locuri de muncă neocupate. Locuri de muncă neocupate, cel puțin în minerit, este greu să le ocupi peste noapte, trebuie să vină un om care să învețe. Meseria nu se învață de azi pe mâine și atunci va trebui să gândim și o strategie de viitor. În strategia aceasta de viitor avem o gândire să facem și angajări, dar angajări care nu se fac astăzi sau mâine. Deci trebuie să parcurgem niște pași, v-am zis, să-l anunțăm pe administratorul judiciar, să vorbim cu domnul ministru, avem în gândire lucrurile astea. Pentru că am făcut o analiză la toate locurile de muncă, de la cele patru mine, cât și de la termocentrala la Mintia și într-adevăr a reieșit că sunt nevoie de oameni pe care să-i angajăm la unele locuri de muncă. Bineînțeles, minerii direct productive, nimic altceva, nu de șef, nu de nimic altceva. Doar că trebuie să parcurgem niște pași. Deci astăzi când vorbim nu se fac angajări, dar este dorința mea ca pe viitor să facem aceste angajări, în urma necesităților care sunt la locurile de muncă. Situația economică a complexului nu permite acoperirea în întregime a deficitului de personal raportat de unitățile miniere. Cu toate acestea, se vor face angajări în limitele impuse de bugetul actual. Începând de luni, traficul rutier pe strada Vilelor, intersecția numărul 13 septembrie cu zona din spatele blocului 124 de pe strada 1 decembrie 1918 din municipiul Petroșani, va fi parțial restricționat în vederea executării lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă, care fac parte din proiectul Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, Valea Jiului, 2014-2020, pentru contractul de lucrări reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Nord. În funcție de condițiile meteo, perioada efectuării lucrărilor ar putea fi de 2 săptămâni, conform reprezentanților SC Apa Valea Jiului. Pentru lucrările din cadrul proiectului există avize, aprobări necesare execuției, inclusiv management de trafic aprobat de Poliția Petroșani. Apa Valea Jiului își cere scuze abonaților din zonele afectate de aceste lucrări pentru disconfortul cauzat și vă informează că aceste investiții vor avea drept rezultat în îmbunătățirea calității serviciilor oferite beneficiarilor.